Există nenumărate păreri, unele dintre ele ridicate prin ceva dovești științifice la statusul de recomandări în ceea ce privește persoanele care suferă de migrenă. Însă pentru că toleranța la durere este individuală, pentru că răspunsul la diversele alimente este individual, în anumite cazuri problema, de exemplu, brânzeturile fermentate sau vinul creând o problemă, în cazul altor persoane ne fiind nicio problemă cu ciocolata în timp ce, nu știu, ceaiul de mentă generează ditai problema. Toleranța digestivă și impactul alimentelor pe Intensitatea și pe frecvența uh, incidențelor episoadelor de migrenă este diferit la, de la persoană la persoană și acest aspect este important de evaluat individual într-o consultație de nutriție clinică personalizată. Însă, există un consens, iar consensul internațional legat de impactul și corelația dintre alimentație și aceste migrene nu ține de un anumit aliment, tocmai pentru că toleranța digestivă este individuală, ci ține de un tipar de comportament alimentar, și anume de mâncatul variat. Iar consensul este următorul. Avem dovești științifice care corelează mâncatul puțin variat cu episoade mai frecvente de migrenă. Adică, Pur și simplu, în limitele umane normale, pentru că asta e. Nu locuim la restaurant, nu avem pe nimeni care să ne facă în fiecare zi alt tip de mâncare, iar dacă avem, probabil, persoana asta care se tot chinuie zi de zi să facă alt tip de mâncare, s-ar putea să sufere ea de migrenă după un astfel de stil de viață totuși la 2-3 zile mâncând alte fructe, alte legume, alt tip de carne, alt tip de pește, schimbând fasole, mazăre, linte și tot așa, tot încercând să tot schimbăm câte ceva la 2-3 zile în propria alimentație, practic acest tipar. De comportament, adică mâncatul pe cât posibil de variat, este singurul factor nutrițional în consens că scade incidența episoadelor de, de migrenă. Evident, asta nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Trebuie adoptat și trebuie respectat mâncatul pe cât posibil de variat pe un interval de timp suficient de mare încât să apară acest beneficiu, însă dacă suferi de migrenă, ar ajuta să evaluezi individual, pur și simplu, cam cât de variat consideri tu că mănânci pe o scară de la 0 la 10, pe de-o parte, pur și simplu, uită-te în frigider, uită-te la ce consumi în mod real, să zicem, timp de 7-10 zile și apoi întreabă-te cum poți să mănânci mai variat.